Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Începând de astăzi, 15 iunie 2024, taverna la Iorgos, de fapt Iorgos și doamna lui, vă dă întâlnire în fiecare zi aici în Valea Lupului. Și doamna Iorgos, felicitări! E o nouă locație pentru voi! Bună ziua! Mulțumim frumos! Într-adevăr este o nouă locație pentru taverna la Iorgos. O locație frumoasă, de fapt astăzi îi primiți cu șampanie, îi primiți cu preparate așa cum știe să facă domnul profesor Iorgos, pentru că el este realizatorul rețetelor pe care voi le puneți la dispoziția clienților. Sigur că da, așa este. Vă așteptăm cu mare drag în Valea Lupului, la noua locație Taverna la Iorgos. Este o locație elegantă, toate produsele vin din Grecia, după cum știți, după rețeta lui Iorgos. Vă așteptăm cu mare drag cu mâncare autentic grecească și sperăm din tot sufletul să fie totul bine la această nouă locație. Este prima zi, este agitație, toată lumea vine, îi așteptăm și pe ceilalți cu drag. Încercăm să facem totul ca la carte, dar cum bine știm, deoarece avem 4 francize și 2 restaurante ale noastre, de fiecare dată la deschidere este o nebunie, încercăm să le aranjăm pe toate frumos, dar ușor, ușor vor fi toate în regulă. Va fi pus la dispoziția clienților cel din Tudor Vladimirescu din Iași? Cel din Tudor Vladimirescu, cred că săptămâna viitoare. Vă așteptăm cu drag și acolo, dacă doriți să veniți. Este locația noastră, prima noastră locație din Iași. Vă așteptăm cu mare drag în Bulevardul Tudor Vladimirescu și pe Ștefan cel Mare. Aici aveți un partener local, un om care iată e lângă voi și care împreună cu voi vine cu niște servicii aparte pentru această zonă a Iașului. Așa este, acest restaurant este în franciză, proprietarii restaurantului sunt domnul Sergiu și doamna Mădălina, pe care îi felicităm pentru tot curajul și puterea lor. În ultimul timp chiar au fost foarte multe de adăugat pentru a arăta exemplar în momentul de față. Îi felicit pentru puterea lor și succes pe mai departe și vă așteptăm cu drag la taverna noastră din Valea Lupului. Zilnic. Zilnic vă așteptăm. De la ora la ora. Suntem până la ora 10, deschiși în fiecare seară, de dimineață de la ora 10 până seara la ora 10. Facem și delivery începând de săptămâna viitoare, cred. Și servicii pentru acasă. Da, delivery, da. Livrări pentru acasă. Succes! Vă mulțumim din tot sufletul. Pe această cale doresc să îi mulțumesc soțului meu, Iorgos, pentru puterea lui. În același timp a realizat 3 restaurante, cel din Podul de Fier, din Tudor Vladimirescu, din Valea Lupului și de la Brașov. Îl felicit pentru puterea lui. Știu că este foarte obosit în momentul de față, dar eu îi sunt alături. Îi mulțumesc tatălui meu și doamnei Vasilica pentru tot sprijinul pe care mi l-a oferit în toată această perioadă și nu în ultimul rând. Echipei Taverna la Iorgos, vă felicit, dragii mei, pe Alex și pe Daniel și pe Ana, sunteți cei mai buni și în continuare vom merge mai departe. Domnul Sergiu, v-a lăudat doamna Iorgos și felicitări pentru această idee. Cum de v-a venit în gând această formă de parteneriat? Păi cum să vină? Am fost prima oară și am mâncat la ei la restaurant în Podul de Fier, da? Mi-a plăcut foarte mult mâncarea, anturajul, mi-a plăcut foarte mult de Iorgos, rețetele lui și pur și simplu ne-am și împrietenit după aia și noi aici am vrut să deschidem inițial o pizzerie. După ce am mâncat la ei, discutând de rețete, de tot ce au ei în meniu și așa, am hotărât să luăm o franciză și să mergem împreună. Sigur. Cu doamna colaborați?
Sigur, da, și cu doamna lui Sergiu. Lui, da, 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 doamna Mădălina, o felicităm pe această cale zilele trecute. Era foarte puternic, am alergat împreună la cumpărături, am mers peste tot împreună. Este o doamnă super puternică, știu sigur că vor avea succes în această locație. În momentul de față nu este alături de noi, s-a întâmplat o problemă și a trebuit să, dar o să vină mai târziu. Domnul Sergiu, da, într-adevăr, noi o să colaborăm pe viitor, deoarece toate produsele noastre sunt aduse din Grecia și vă dați seama că este greu, vorbim mereu despre comenzi, ce marfă trebuie să aducem. Noi întotdeauna, știți, taverna la Iorgos înseamnă mâncare de calitate în primul rând și mereu căutăm pe piață cele mai bune fructe de mare, cele mai bune cărnuri din Austria le aducem. Avem contract în Austria și le transportăm după aia în Grecia, unde se fac în abatorul nostru. Cel în colaborare cu noi, da? Da, suntem în colaborare. Rețetele se fac după rețeta lui Iorgos. Ele au fost, știți, și din interviurile anterioare. Noi am dat toate rețetele la abator și în momentul de față toate produsele noastre vin gata, pregătite. Deci suntem pregătiți pentru francize. În momentul de față avem... cum v-am spus și mai devreme, avem pe Ștefan cel Mare, în Tudor Vladimirescu, la Brașov, acum la Valea Lupului, avem în Austria contract de franciză, ne gândim pe viitor, avem în discuții în momentul de față la Bruxelles și mai avem încă o franciză în discuție la București, care va fi lansată, cred, după 3 luni, dacă Iorgos va putea și va avea timp. Dacă va mai avea timp, da. Mai au și un băiețel pe nume Ianis, cred că el o să ducă mai greg. Ianis e cetățean grec, da? Da, și cu numele de Ianis. Potrivește cu Iorgos. Da, da, exact. Chiar discutam cu doamna Mădălina zilele trecute, îmi spunea parcă e destinul, băiatul Ianis, el va rămâne și cu nume de grec și cu mâncare grecească, da. Încet, încet o să spună la Ianis și la Bianca. Da, Bianca. Da. Încântat să văd că, mă rog, copiii sunt cei care sunt alături de proiectele, da, și de afacerile. Da, implicați. Vă dați seama, o face de familie, exact, până la urmă. Da, ați muncit mult să construiți aici. Da. Și e ok să învețe și ei, da, să muncească, să vadă, să respecte munca părinților. Exact. Da, vreau să ajut și eu aici pe tata ca să duc afacerea mai departe. Da. Uite, frumos vorbește. Da, da. Bravo. Mulțumesc. Eu vă doresc succes. Mulțumim. Și să ne vedem cu bine. Foarte bine. Doamne ajută. Vom fi cu ochii pe dumneavoastră și când trecem prin zonă, poposim o leacă. Vă așteptăm cu mare drag. Mulțumim frumos, dorim să precizăm că pe viitor, într-un an, doi, cu ajutorul bunului Dumnezeu, vom face și terasa de sus, se vor face evenimente, nunți cu mătrii, Doamne ajută să meargă bine un an de zile, să se pună pe picioare, să rezolvăm din probleme și să învețe angajații meseria cum trebuie, după care vă așteptăm cu mare drag la locația din Valea Lupului cu evenimente, nunți cu mătrii și seri grecești. Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,